Restartix, podcast cu Alexandru Ilie. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast marca Restartix. Suntem la final de an cu toții, în mai avem câteva zile la dispoziție până când vom celebra trecerea anilor. Însă în podcastul de astăzi, ultimul din 2022, mi-am propus să abordăm aceste zile cu o atât de mare la nivel planetar, dintr o perspectivă extrem de practică. Vreau cu invitatul de în acest podcast să discutăm despre cum să ne raportăm la anul 2022 și ce avem de făcut pentru a putea să ne îmbunătățim 2023. Așadar, vom vorbi despre retrospectivă, dar și despre planificare. Și din punctul meu de vedere, cel mai bun om din România care să ne aducă această înțelegere asupra modului în care să gândim sănătos este invitatul nostru, bineînțeles, Raico Kuzmanovic. Raico, bine ai revenit! Bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitație și pentru complimentul făcut. În punctul meu de vedere, așa te văd și cei aproape 30 de ani deja de practică, de a lucra cu copii, cu adolescenți, cu adulți, cu diverse nevoi și... Mm -hmm. Zecile, sutele de mii de ore petrecute în această industrie te califica către, către această zonă, mai ales că mm -hmm. ai fost invitat de ori și în Statele da. Unite ale Americii. Da. Recent știu că. Da, am fost în octombrie. Exact, ai fost și acolo, deci. Aș să spun că nu este doar o opinia mea, ci este o, o consecință, o consecință a acestor da, fapte. A planificării și a retrospectivelor. Tot că, că vorbeam. Da. Cât de da. important este, Raico, să ne uităm la anul care a trecut? Știi cum e? E important să ne uităm la fiecare zi care trece. Acum, știi cum e? Eu spun așa, anul tău poate să înceapă oricând vrei. Acum, noi am ales calendaristic să înceapă pe 1 ianuarie. Dacă este să o luăm uh, fiscal în America, anul începe de când s-a înființat firma. Deci, e anul fiscal. Uh, dar ceea ce uh, cred că este foarte important este să închei un ciclu, fie că este o zi, fie că este o săptămână, fie că este o lună, fie că este un an, făcând această retrospectivă. Uh, însă, ideea este cum o faci și pe ce pui accent avem întotdeauna tendință, în această retrospectivă, să punem toate eșecurile noastre. Tot ceea ce nu ne-a ieșit. Știi, unii își fac rezoluții de anul nou. Acum studiile și statisticile spun că deja în primele trei luni de zile 80% au, re au și renunțat. Ideea este următoarea. Dar din ceea ce ți-ai ceea ce, ceea ce ți planificat, ceea ce ți-ai dorit să realizezi, există ceva ce măcar cât de cât a evoluat? Și asta este foarte important să subliniez. Da? Acel mic pas care l-ai făcut în decursul unui an. Nu faptul că ai renunțat, că de fapt n-ai renunțat în totalitate. Ceva ai făcut. Și atunci cred că este foarte important la nivelul zilnic. Da? La sfârșitul fiecărei zile, înainte de culcare, să punctezi ce ți-a ieșit bine. Și să punctezi inclusiv ceva ce poate n-ai planificat, dar ți-a ieșit. Că știi cum e? Uneori Universul planifică și alte lucruri. Și n-aș lua uh, ceea ce recomand întotdeauna este faptul că ceva nu ți-a ieșit. Gândește-te bine, analizează puțin de ce nu ți-a ieșit? Că poate nu ți-a fost menit acum să fie. Adică tu spui că un, o potențială situație, un, un, lucru pe care tu nu spui nu ți-a ieșit, să-i ți dori ceva și nu ți-a ieșit, de fapt exact. e în favoarea ta. Uh, da, da, da. Întotdeauna este în favoarea ta. Eu așa cred. Eu așa, așa sunt Știi de ce? Pentru că regula din punctul meu de vedere este că orice succes este înaintea succesului vine un eșec. Da, un eșec între ghilimele spuneți acest cuvânt între ghilimele dragilor uh, nu neapărat trebuie să fie ceva dezastruos, ci trebuie să fie ceva de care te-ai poticnit ceva ce ți-a îngreunat această cale, hai să-i spun așa da? până la urmă ideea este primul succes este faptul că te-ai ridicat te-ai șters de genunchi și ai mers înainte e deja un fantastic succes faptul că poate, de exemplu, nu știu n-ai nu nu reușit să-ți mașina de 50.000 de euro dar ți-ai luat una de 30.000 de euro. De cele mai multe ori, oamenii o să considere asta un eșec. Un compromis, nu? Ar zice, Sau un doamne, mi-am mi dorit marca X și mi-am luat doar așa, marca Y. Da. Exact, n-a ieșit. Măi, da, e mai mult decât zero. E mai mult decât atunci când plani, ai planificat. Da, este mult mai mult. Și la asta mă refer, că uneori, știi, planurile noastre se realizează, uneori le depășim, dar ideea este... Că dacă stai și ești atent pe ce ești focusat, marea majoritate oamenilor se focusează pe ce nu le-a ieșit. Și amplifică, din toate punctele de vedere, chestia asta. Și emoțional, și mental, și psihic, și psihologic. Eu nu sunt bun, na, nu, nu sunt norocos, nu-mi iese, și așa mai departe. Da? Dar nu este vorba de asta. Este vorba că oricum, ok... Ceva n-a funcționat. Hai să vedem ce n-a funcționat, de ce n-a funcționat, și hai să văd dacă eu în continuare îmi doresc să realizez chestia asta. Știți că uneori aceste dorințe, ceea ce îmi planific eu, de foarte multe ori descoper că de fapt nu sunt ale oamenilor, ci sunt dorințe care sunt preluate din anturajul. Adică sunt ideile prietenilor, discuțiilor, da, prietenilor, televiziunii. Da, familiei, televiziunii și așa mai departe, că vreau să arăt că și eu pot să fac, pot să realizez și așa mai departe. Știi? Și până la urmă, da, uh, lucrurile se fac și pe termen lung. Și gândirea chinezilor este pe sute de ani. Așa m-am zis și eu, ca o, plane, da, o strategie ei de asta. Pe de... sute de ani, adică ei sunt, ei sunt foarte conștienți că unii dintre ei nu vor ajunge să par să vadă rezultatul, dar el ce face? El recunoaște fiecare pas în construcția respectivă. Știi, chiar acum, uh, de-am făcut o surpriză fiului meu și i-am cumpărat un Lego. Ok. Fiul <laughs> lui care are deja 18 19 ani. 19 ani. 19 ani, ani, da, ani da, da. Deci ca să înțelegem. Da. Și-am luat Life, a fost uh, darul de Crăciun, că și-l-a dorit foarte mult, care are 10.000 una piesă. Wow. Da? Și uite, mă uitam acolo, știi, ce înseamnă ai, a, a, construit baza turnului Eiffel. Nu spune nimic că nu e turnul Eiffel. Dar fără baza aia, făcută cum trebuie, turnul Eiffel nu stă în picioare. Ce înseamnă asta? Că dacă nu-ți dai seama că, de fapt, uh, acea temelia nu e făcută bine, chiar dacă ea va fi îngropată, știi, ca și la case. Da? Fundația un grop nu, se vede. se, vede. Nici nu se vede. Dar tu ai făcut-o. Și în loc să spui, mă, bravo, ai făcut fundația. Anul ăsta am reușit să fac doar fundația. Aș vrut să o ridic la roșu, dar am reușit doar fundația. Mai e un pas uriaș. Ok. De ce? Pentru că acea casă poate ea vrea să fie făcută într-o perioadă un pic mai lunguță. Știi? Eu am un principiu că eu văd și firmele ca niște entități vii, dacă care a căror le dai naștere și trebuie hrănite, trebuie crescute. Da? Așa și casa este o entitate vie. Eu privesc lucrurile în sensul acesta. Și atunci, unor, viteza mea este ca și dacă mi-aș dori copilul meu să crească mai repede. Păi nu, el crește în ritmul lui. Și de este, uh, o să fi focusat, uh, de-abia aștept să ajungă în clasa 8 să terminăm cu asta sau să te bucuri de fiecare etapă. Și atunci, ceea ce nu facem de cele mai multe ori este că nu ne bucurăm de fiecare etapă. Și atunci, retrospectiva anului, cred că este foarte importantă să o facem și să punctăm ce am realizat, unde am fost anul trecut și unde sunt acum. Care sunt câștigurile? Care sunt câștigurile? Chiar dacă nu reprezintă finalul. Destinației, exact, finalul, obiectivul exact. suprem pe care okay. l-am stabilit. Deci n-am ajuns, știi, am plecat cu trenul și n-am ajuns la satumare. Mare. Păi dar am ajuns la Brașov. E bine, am mișcat, am plecat din București am, și în loc, oamenii în loc să se bucure că am ajuns la Brașov, atât n-am ajuns la satul Mare. Și, alimentează la, și tot, acest și tot am mai spus că o să ajungi la satul Mare. Știi, mai vin și cei apropiați care gândesc normal... Știi și vor să te motiveze prin faptul că pun degetul pe rană. Hei, cum e? La statul mare. Știi, și atunci te ajută foarte mult să pici în această capcană. Și în loc să recunoști că da, ai făcut niște pași foarte mari, da te de ele. Și nu există elementul de recunoaștere față de tine. Da? Și ceea ce consider că este foarte important este să-ți aduci recunoștință la tot ceea ce ai făcut. Adică să recunoști ce ai făcut, dar să-ți exprimi și recunoștință pentru ceea ce ai făcut, în primul rând. Dar pe de altă parte, dacă ești de-abia la Brașov sau ești la fundația acolo, da, fi recunoscător și pentru fundație. Fi recunoscător că ai pus, ai făcut un prim pas spre construcția turnul Eiffel, casei. Care sunt, care sunt acele domenii, Raico, pe care, la care ar trebui să ne uităm? Pentru că de multe ori poate ajungem într-o perioadă a vieții în care spui, păi anul ăsta nu prea am făcut mare lucru. În primul mm -hmm. rând, uite, bine că sunt sănătos. Este, asta este un lucru pe care am l luat. Da, sănătatea este foarte importantă, dar oamenii, oamenii își dau seama că e importantă sănătatea atunci când doare. Disbare, da. <laughs> și atunci ajung la tine la zero durere. Exact. Dar <laughs> și care căută... ar fi, dacă ar fi să spunem apropo de fundație, care sunt pilonii față de care ar trebui să ne uităm un pic? Care ar fi acele domenii, acele arii pe care mm. să le luăm în considerare? La care să ne uităm în anul 2022? Ei, avem sănătate, avem partea materială și financiară care, vrem, nu vrem, ne este importantă. Da? Uh, și, să zic așa, ea ne pune într-o oarecare formă sub presiune în ultima perioadă. Uh, pe de o parte... Pentru că s-au scumpit toate, pentru că na, veniturile au rămas acolo, și atunci uh, e un pic de presiune acolo, poate la unii chiar și mai mult. Uh, familia, familia și sănătatea familiei, prietenii mei, relația mea și, într-un final, când mă uit în oglindă. Eu. Eu. Acolo. Cum sunt eu? Cum sunt eu cu mine? raport cu mine din începutul anului. Exact. E foarte provocator să te uiți în ochii tăi, știi, în oglindă. E, e un exercițiu care eu îl recomand multora să-l facă, pentru că de cele mai multe ori ceea ce vedem în oglindă este o față care trebuie spălată, un păr care trebuie aranjat, niște dinți care trebuie spălați și cam atâta, sau la Doamne mai trebuie adăugat și un pic de machiaj. Dar ideea este să te oprești din chestia asta și să te uiți în ochii acelei persoane, să te uiți la persoana din oglindă și să-i fii recunoscătoare pentru tot ce a făcut să te aducă acolo unde ești. Pentru că fără ea, tu n-ai fi aici. Sună cam ciudat, știi? Dar să știi că prima dată când m-am uitat în ochii mei în oglindă, ca să-l cunosc pe Raico, mi-a fugit privirea foarte repede. Și a fost o senzație de ciudată. A fost o Și de -aia este să construim o relație foarte bună cu cea mai importantă persoană din viața noastră, care suntem noi. Și care înseamnă și sănătatea noastră, care înseamnă și partea noastră materială. Dar nu atunci când ducem lipsă, da? ci de fapt fi recunoscător dacă anul acesta n a avut nicio provocare de sănătate. Este un succes. Am avut niște mici recel. Perfect, ești sănătos, excelent, excelent. Tre trece chestia asta la succes. Oamenii nu trec chestia asta la succes. Păi pentru că se subînțelege, nu se subînțelege. Tu recomand să le notăm lucrurile astea că spuneai să le trecem? O da, o da, puse pe hârtie. Cu creionul, cu pixul, creionul, puse pe hârtie frumos. Este un da. exercițiu atât de important că pare, pare de multe ori așa o treabă de copii. Da, pentru că este un exercițiu de conștientizare. Pentru că rămâne. El rămâne scris. Știi, se spune că vorba volens, scripta manem. Și atunci dacă tu spui, da, am avut asta, dar e cu totul altceva când scrii. Rămâne. Și atunci recomand din când în când du-te înapoi la acea listă. A realizărilor tale, ce ai realizat, citește încă o dată. Eventual, dacă ți-a adus aminte de ceva, mai adaugă. Și, în special, adaugă pe acea listă lucrurile pe care le iei uh, ca, ca și garanție, ca și, și le iei de agata. gata. Faptul că am un copil, faptul că am uh, o soție sau un soț, faptul că am mai am părinții, faptul... noi trecem acolo. Oricum, nu face parte din succesul meu. Bă, da, face parte. Face parte, dar punele pe hârtie. Ca să înțelegi că și tu faci parte din acea ecuație. Da? Deci, familia avem este. Familia ca domeniu? Da, familia. Bani, Banii. banii sănătate. Sănătatea. Da. Relațiile? Relațiile, absolut, absolut. Relațiile cu cei apropiați, cu cei care sunt apropiați. Atenție, când vorbim de cei apropiați, aici eu includ și cei din cadrul firmei unde lucrezi. Da? Pentru că ne petrecem măcar opt ore pe zi acolo. Aia este a doua noastră familie. Și dacă este să o luăm așa, în unele situații ne petrecem mai mult timp în familia de la serviciu Spuranță. decât cu cea de acasă. Dacă calculezi cât timp petreci activ și nu dormi? Exact. exact da. Eu scot chestia asta. Cu dormitul, dorm acolo, sunt eu cu mine. Știi, eu sunt eu cu mine. Nu știu nici că sunt la mine acasă, nici cu pe cine am în pat, dacă am pe cineva împat și așa mai departe. Dar Ce vorbesc de interacțiunea propriu zisa Da? <coughs> și atunci sunt importante toate aceste relații cu cei apropiați, care îmi sunt apropiați. Mai important oare, apropo de asta, la, la firma la care ești? să ai relații de calitate, de multe ori să te concentrezi pe asta în detrimentul oh. poate a banilor sau în egală măsură, că de multe ori știi, spui, domne, nu mă înțeleg bine, mă simt frustrat, nu mă simt apreciat, dar e salariu bun. Sau viceversa. Da, știi cum e? În momentul în care ajungi în situația asta, să stai pentru că salariul e bun, dar eu nu sunt ok cu mine, la un moment dat o să somatizezi chestia asta. La un moment dat corpul tău o să spună, dă încolo de bani, că nu e locul tău acolo. Da? Eu am trecut prin asemenea experiențe. Știi, și cu toată expertiza mea și cu toate ex exercițiile de relaxare, de meditație, de programare mentală, tot aveam reflux gastric. Pentru că corpul meu spunea, ajunge. Ajunge. Adică, acea ora, două de meditație pe zi pe care tu o faci nu poate să compenseze stresul la care ești supus timp de zeci de ore la servici. Și atunci corpul îți spune că ceva nu este ok. Ideea este să accepti, să accepti ideea că e nevoie să faci o schimbare și, de exemplu, inclusiv schimbările pe care le-ai făcut în anul acesta sunt de trecut pe, pe istorța. Pentru că ai făcut un pas, mai ales dacă ai ieșit din zona de confort o ai de mine. Este ceva formidabil. Da? Iar cei care sunt în antreprenoriat, ei sunt non-stop în afara zonei de confort. Da? Și atunci asta este o chestie de punctat, foarte importantă. Pentru că ieșitul din, zona din zona din confort este cel care aduce progresul nostru. Adică ar fi o întrebare, ai făcut ceva diferit anul acesta față de anul trecut? Uh, da, da, da. Uite, am pornit colaborarea cu tine <laughs> cu acel produs care mie mi-este foarte drag sincer și nu mă refer doar la meditații, ci mă refer și la perna. La sistem. La întreg, sistemul, deci sistemul. Deci la întregul sistem care mi se pare uh, o rețetă formidabilă pentru un somn mai lin, mai sănătos, mai ca lumea. Uh, deci am făcut lucrurile diferit, altfel. Uh, am făcut câteva proiecte mai mici, am început și eu podcastul meu. Da, și am ieșit și acolo din zona de confort, dar sunt confortabil, știi că vorbesc eu mai puțin și vorbește invitatul meu mai mult. însă acum planul pentru anul acesta este să ies și mai mult din zona de confort și să încep să am uh, filmările nu știu, sau habar sau habana cum să le denumesc, Deocamdată sunt niște shorturi pe care le am, dar să ies mai mult din zona de confort și să stau și să vorbesc și eu mai mult, să prezint mai mult, să explic oamenilor mai mult, să le povestesc mai mult din de toți acești 30 de ani acumulați și de viață și de experiență profesională și personală. Și atunci, da, anul acesta am ieșit din zona de confort. Am început niște proiecte noi frumoase. Da? care eu 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 sunt destul de optimist, adică uneori mă consider un optimist incurabil, știți, și am pornit câteva proiecte educ vreau să i spun așa, mai mult educaționale, nu sunt neapărat. Unde vreau unde vorbesc este o serie de cinci evenimente, pot spot se numește, unde vorbim despre succes și unde vreau să demistific succesul. Și cred că asta este unul din succesele mele de anul acesta că am pornit pe acest drum fiindcă oamenii au impresia că succesul se măsoară uh, în bani, în mașini, în case, în, uh, dar de fapt ceea ce am constatat este că succesul este o chestie personală. Și asta este unul din motivele pentru care este important la finalul anului să faci acea listă în scris și să constați că ești, ești o persoană de succes și anul ăsta a fost de succes. Să-ți aduci justificare. Da. Păi gândește-te, faptul că am ieșit din pandemie este un succes. Da? Adică ne-am recăpătat între ghilimele, spus să acea libertate de mișcare în sensul că putem să răsuflăm cât de cât, uh, să ne, să ne ducem într-o viață nu ca înainte, niciodată nu va fi ca înainte, dar totuși să ne reintrăm într-un anumit ritm și să descoperim lucruri noi. Știi, de să exemplu, ne recalibrăm. Da, să ne recalibrăm și acum unii descoperă că pă, munca de acasă e mai mișto decât la birou. Hai <laughs> <spus, laughs> să ne notăm lucrurile pe hârtie care le-am realizat și să notăm da. aceste mici progrese, poate, da. dar este important să cum spun eu, să rămânem obiectiv și să trecem și ce nu am făcut? Sau din contră, n-ar fi de recomandat? Nu. Uh, trece ce ai făcut din ce n-ai făcut. Ok. Despre asta este vorba. Uh, de ce? Pentru că faptul că nu ai realizat ceea ce ți-ai propus anul acesta, poate a fost și un calcul eronat. Știi, adică vreau să construiesc casa în două luni. E cam dificil să o faci în două luni. Dar dacă ai luat terenul și ai, măcar ai făcut proiectul și ai depus acte pentru autorizație, este deja un succes. Faptul că nu ți-ai făcut casă, e puțin cam... A fost un calcul eronat. Eronat. Dar asta nu înseamnă... De ce, și de ce spun asta? Pentru că uh, vreau să scoți orice motiv ca să renunți. Da? Că în momentul în care nu ne iese ceva, ce vrem, când vrem, cum vrem noi... Da, e rețeta perfectă ca să renunțăm. Nu. În primul rând, întreabă-te întreabă dacă îți dorești în continuare ceea ce ți-ai propus tu. Și dacă tu îți dorești ceea ce ți-ai propus, e clar că vei realiza. Doar ritmul este diferit. Și atunci, hai să vedem din ceea ce mi-am propus, ce am realizat, cât am realizat. Pe atâta. Super! Deci e mai mult decât zero. Adică eu consider că orice ce este mai mult decât zero, este progres. Cu siguranță. Este e, progres. E, e, Unor progresul poate să fie și că ai renunțat la ceva. Cât de important, nu? Da, este da, să da. Da, e, știi cum e? uneori, e important să renunți la job pentru sănătatea ta și a familiei și adică să schimbi. Ca să schimbi jobul trebuie să renunți la un alt job. Știi? Și atunci și ăsta este un succes. Poate acum de-abia ești într-o perioadă de acomodare, la nou loc de muncă, cu colegii noi și așa, și poate te întreb dacă era bine să plec sau nu. Mai ai plecat, ai făcut un pas, bravo, felicitări. Lasă întrebările astea, ci așează-te acum și mergi înainte. Așa că eu cred că orice mic pas, știi, cred că Lao Tse a spus că călătoria de o de mile începe cu primul pas. E foarte important să ne notăm acest, acești prim pași. Ca să conștientizăm că am pornit spre o direcție. Faptul că n-am ajuns încă la destinație anul acesta. Nu înseamnă că trebuie să, nu înseamnă că trebuie să renunț. Da. Și atunci e foarte important să recunosc și să subliniez și să întăresc acele mici succese. Da? Pentru că oamenii se așteaptă. Asta, asta, este ideea care și eu am avut-o inoculată. cat anul viitor fac chestia aia și nu s-a realizat și e motiv de dezamăgire, de, dezamăgire, de re... scăderea încrederii scădere în sine și, în și scăderea energiei și entuziasmului, știi? Și atunci stai și te întrebi, pa, dar oare mai merită făcut? Ba da, merită. Dacă chiar îți dorești ceea ce ți-ai propus, atunci merită. A? doar că viteza cu care se întâmplă lucrurile astea este diferită. Așa este. E un exercițiu pe care fiecare ar trebui să-l facem acum în finalul anului de a nota aceste progrese, aceste schimbări, aceste decizii, aceste lucruri materiale pe care poate ni le-am dobândit și, bineînțeles, să notăm și ceea ce poate nu am reușit în raport cu ceea ce ne planificasem. Și plecând de aici, după ce finalizăm acest exercițiu, ce avem de făcut sau ce este recomandat să facem uh -huh. pentru următorul an? Pentru următorul an dacă ai ceva ce ai planificat și n-ai finalizat, trece-l pe lista pentru anul viitor. <coughs> Dar ceea ce eu consider este că uh, planifică lucrurile care sunt cu ade adevărat realizabile. Da? Uh, planifica adică ce, ce vrei să... Ce înseamnă lucruri cu adevărat realizabile? Păi uite, în privința sănătății. Ok, sunt sănătos, da. Ce pot face eu anul viitor ca să-mi păstrez sănătatea? Adaug o plus valoare. Este realizabil. Dar întrebarea este dacă o vei face sau nu. Adică, nu știu, să fac mai multă mișcare sau să-mi schimb alimentația sau... da. Deci vezi cu ce rezonez mai mult. Da? Care este oarecum conectat cu sănătatea ta. Da? Nu știu, câteodată. <coughs> adică sunt foarte multe lucruri realizabile. Care este ideea? Ideea este așa. Uh, Nu-ți dori un Rolls-Royce dacă tu stai la bloc. În nu știu ce cartier din București. E utopic. E, o, e utopie. E. Nu... Nu are niciun sens. E bine să-l dorești, dar da. nu pentru poate la anul. Însă, exact, însă, <coughs> dacă tu îți dorești foarte mult să ajungi la nivel, la acel nivel să ai un Rolls-Royce, e altă poveste. Atunci nu este la anul, ci hai să vedem ce am de făcut anul viitor ca să încep să construiesc fundația, parterul, etajul ca să ajung la acel Rolls-Royce. Despre asta este vorba. Pentru că acel Rolls Royce este simbolul tău. Sau, nu știu, vila pe, unui, pe malul unui lac. Sau, habar n Da? Sau, nu știu, o vacanță în Caraibe de o lună de zile la hotel de 5 stele. Foarte bine. Perfect. Poate se va întâmpla în viitor, poate nu. Nu exclud. Dar nu te agăța. Știi, oamenii, știi ceea ce fac? Asta este motivul pentru care renunță în primele trei luni majoritatea. Pentru că își pun planuri foarte mari. Este exact ca și ca aici, și programul de alimentație, știi. Este ca și atunci când oamenii își propun să dea jos 10 kg într-o lună. Ok. Este rețeta clară a eșecului, a dezamăgirii. Da? Correct. Că nu merge. Bașca, că dacă dai 10 kg jos într-o lună, s-ar putea să nu fie ok pentru starea ta de sănătate. Dar ideea este, vrei să dai 10 kg jos sau vrei să dai niște chile jos într-o lună? Sunt două lucruri diferite. Da? Și, atunci, și atunci, deodată, acele 10 kg nu mai sunt irealizabile, sunt realizabile. Dar e nevoie să ajung acolo. Poate asta este proiectul, poate asta este planul pentru anul viitor. Și atunci o să înceapă să-ți apară informații. O să-ți vină idei. Pe ce am de făcut? Pă, hai să merg o stație pe jos în plus. Da? Nu sunt eu, nu știu cine ce mișcă. Hai să fac în fiecare dimineață 5 minute de exerciții. Și sau cum mi-a spus fiul meu, pentru că n-a, a plecat uh, la școală în altă țară, și noi aveam aici, uh, ne, ne duceam de dor pe săptămână uh, la sala, dimineața, o oră jumate de antrenament. Deci n-am acolo unde deci ce de antrenament, dar ce deci, știi ce fac, ce faci? 10 flotări în fiecare dimineață. Știi ce bine mă simt? Zic perfect. Zic 10 flotări, uite, ai plecat în octombrie, două luni jumate, sunt ori aproape 100. Hai, 60-80 de zile ai făcut 800 de flotări. Anul trecut n-ai făcut 800 de flotări. Dar doar dintr-o joacă. Și atunci ne propunem scopuri mari, da? și vedem că lucrurile nu mișcă și uităm, de fapt, de acei pași mici. Că dacă faci, într-adevăr, în fiecare zi, hai, nu 10, dar faci două flotări, partea ta rațională o să zică, hai, mă lasă. Ce contează? Două flotări? Da? Dar pentru starea ta sănătate, de sănătate, pe parcursul anului, la finalul anului viitor, va însemna că ai făcut 700 și ceva de flotări, va însemna că ți-ai tonifiat musculatura, și nu vreau să intru în detalii, că le știi tu mai bine, oricum, da? dar e vorba acea picătură chinezească. Da? Și noi vrem, de fapt, găleată imediat. Păi nu merge, trebuie să adaugi picătură cu picătură și atunci focusează-te pe acea picătură. Găleata este acolo, o să o umpli. Și câteodată e o picătură, câteodată sunt trei, nu contează. Deci să avem niște planuri realiste înseamnă de fapt să avem niște planuri pe care noi ni le dorim, să avem niște goluri, niște ținte pe care ni le stabilim da. și să căutăm să avem o planificare da. cât mai aproape de un mod natural în care să putem exact. să ne să exact. aducem. Ca să-ți fie, să fie, adică să nu-ți fie prea ușor de făcut să simți că depui un mic efort, că faci ceva, dar să nu fie, știi, acel efort mă întorc din nou la mișcare unde oamenii își cumpără biciclete sau benzi și în prima săptămână face febră musculară. E rețeta clara pentru a renunța. Pentru că ai produs durere și subconștientul tău o să zică băi mie nu-mi place acolo, ești nebun, păi ne doare. Și o să facă tot, o să-ți găsească toate argumentele ca să nu te mai sui pe banda dar dacă tu dai drumul la bandă la o viteză mică de plimbare, nu știu, de 4 km pe oră, exact. e o plimbare, mai 4 km în fiecare zi sau 4 km pe săptămână în plus, este deja ceva în contextul planului tău de sănătate, planului tău de greutate și așa mai departe. Da? Eu mi-am propus la un moment dat să încep să, să scad în greutate, am început să scad în greutate, scad și nu mă grăbesc. De ce? Pentru că doar m-am întrebat un singur lucru. Cu ce viteză am pus chilele alea în plus? În niciun caz într-o lună să Știi doar... cum e? A fost sub nivelul simțirii. Adică acolo un kilogram, două, două chile pe an. Dar în 10-15 ani sunt 30 de kilograme în plus, pe care nu l-ai simțit că l-ai pus, decât atunci când zici, Oh, oh. gâfăi, acum nu mă pot apleca să mă la șireturi și ce-am pățit. Și vrei să dai 30 de kilograme peste noapte, jos. Nu e stilul meu. Se poate, perfect de acord. Da, pot să nu mănânci nimic, atragi tare de fiare, că sunt tot felul de programe din astea. Speranța. Da? Dar eu am căutat ce este realizabil pentru mine și ce este optim pentru mine și am descoperit că, de fapt, este schimbarea stilului de viață. Și asta este un succes formidabil. Pentru că deodată încep să conștientizez și să fac alegeri conștiente. Cât de, cât de grozav este să devii conștient de ceea ce faci da? în viața ta. Și atunci am dat 15-20 de kilograme jos. În prima etapă dar fără să fac vreun efort, și pur și simplu am făcut mai multă mișcare, am descoperit, am citit studiile despre uh, postul intermitent, am început să, să țin și postul ca să regenerez sistemul celular, dar toate cercetările și premiile Nobel primite pentru studiile astea și am zis, wow! Da? Dar nu mi-am propus într-un an de zile să dau 30 de kg. Eu mi-am propus să scad și ajung, să ajung la greutatea mea optimă cu ce viteză, în ce ritm, corpul nu știe. Hai să discutăm un pic despre cum este în favoarea noastră să gândim mm -hmm. pentru a avea un an de calitate. Știi cum e? Sparge lucrurile în pași. Deci ca să ai lucruri de calitate, ideea este așa. Te gândești 2000, sfârșitul anului 2023 cu planul realizat. Da? Asta este ceea ce ne dorim. După care, merg trei luni înapoi și mă uit în septembrie. Unde sunt? După care vin înapoi, iunie, la jumătatea anului. Unde sunt? Ce am de făcut? Da? Și de fapt, eu întotdeauna recomand planificați invers. Oamenii planifică de astăzi încolo. Știți când te uiți la agenda oamenilor, cei care țin agenda, de cele mai multe ori e completată foarte bine prima săptămână sau a doua. După care este un mare gol. Ideea este umple ultima pagină și încep să vin cu aceea spre ziua de astăzi. Da? E un drum invers pe care îl facem. De ce? Și e un exercițiu mental care îl fac. Și îl fac împreună la început de an cu uh, cei care mă urmăresc. Ideea este următoarea. Pentru că eu plec de la acea finalitate, de acea realizare și ajung până în ziua de astăzi. Astăzi, ce am făcut pentru chestia asta? Pe nimic, doar am așternut-o pe hârtie. Perfect. Este cel mai important pas. Și ce o să faci mâine? Pe am făcut, nu știu. Ceva puțin este foarte important. Deci, planificarea asta inversă e cea care. Pe mine, de exemplu, mă ajută să-mi dau seama că, de fapt, eu în șase luni nu o să simt mare diferență. O să fie o chestie așa și așa. Dar, de fapt, primele șase luni fac, sunt foarte importante pentru a realiza acel succes. Și atunci, dacă n-am făcut drumul ăsta și invers, da, am toate șansele să renunț. Nu știu câți au construit case, de exemplu, dar. Când construiești o casă, există etape unde se lucrează, e foarte multă lume în casă și nu se vede niciun rezultat. Da, Mai ales când ajungi la finisaje, alea durează și nu se vede nimic, că, na, am, când, când o construiești la roșu, puu, merge repede, cărămizi, blocuri, pac, acoperișul, zici, mama, senzație, și după care... E, așa este și în planificarea noastră, știi? Foarte bună comparație. E, și ideea este să conștientizezi că vor fi pe acest drum da, momente când o să faci multe lucruri, dar nu o să vezi niciun rezultat. Pentru că rezultatul este la finalul anului. Și atunci du-te la finalul anului și vină înapoi. Și adu bucuria de acolo în ziua de astăzi. Și să trăiești cu bucuria Proiectea, finalului. Da, proiectează-te, proiectează-te. Ok, unde sunt eu pe 31 decembrie 2023? Wow, pe sunt acolo, sunt în top, sunt, nu știu, noul manager al companiei. Yes! Poate asta îți dorești, asta este planul tău. Splendid, da? Dar, Taman, a ajuns, nu știu, unde, luna aprilie, unde sunt sărbători și se fac niște mișcări în firma și pare-se că mari șanse să vii manager nu sunt, știi? <laughs> E, acolo e momentul în care poți să renunți. Hai, du-te până în 31 decembrie. Observă-te. Cum ești acolo? Ești manager, te simți bine, ești plin de energie. Și adu energia asta astăzi, aici, în luna aprilie, ca să înțelegi că, de fapt, toată această mișcare care se face, este că se face pentru tine. Ca tu să ajungi manager acolo, ca să ajungi la acel succes, la acea realizare. Același lucru și în sănătate. Da? Același lucru și în sănătate. Sunt Știi, eu întotdeauna spun, ok, dacă ceva s-a defectat în corpul meu, cine l-a defectat? Eu. Eu l-am defectat. Că ne place, că nu ne place. Că ne place, că nu ne place. Și atunci, știu, pe oamenii sperie când le spui pe păi, asta durează luni de zile. Da, e un program de, nu știu, șase luni ca să vă reveniți cu coloana, cu una, cu alta, cu zi, fără durere. Și pe oamenii sperie când le spui șase luni, dar uită că, de fapt, ei au lucrat pe boala lor ani de zile și s-a manifestat la un moment dat. Da? Și ideea este, ok, eu ce vreau? Vreau să ajung să, -am pro, să, să fiu sănătos? Da, vreau să fiu sănătos. Perfect, asta înseamnă să încep să schimb niște lucruri. Da? Și a, dacă asta înseamnă în fiecare zi să fac câte ceva, fac câte ceva. Acum, dacă ai sărit peste ele, eu asta spun. Și la, uh, întotdeauna, știi, noi ne programăm frumos. La, unii sunt în programare senzaționali, știi? Însă sunt momente când nu te ții de program. Alea sunt pauze. Ai făcut o pauză foarte bine. Conștientizează, uite-te în urmă, câte ai făcut, câte schimbări ai produs. Nu ce rezultat ai obținut, rezultatul este pe 31 decembrie. Și dar noi vrem pe parcurs să vedem imediat niște rezultate palpabile. Uneori nu sunt palpabile, uneori nu sunt vizibile. Dar de aceea, du-te în 31 decembrie, acolo este rezultatul tău și adu bucuria încoace. De cât de grozav este, sunt foarte curios și cei care ne urmăresc cum, cum gândesc și cum se raportează la aceste lucruri care le găsesc atât, atât, de, atât de practice. Asta este ceea ce îmi place la ceea ce spui, pentru că, de fapt, sunt exerciții pe care le poți face acum, să pui materialul acesta pe pauză, de exemplu, uh -huh. și să, să lucrezi pe parcursul la tot ceea ce RAICO ne, ne oferă acum, care cred că, cum spun eu de fiecare dată, indiferent de rezultat, să știi că e foarte bine. Știi să, să știi. Dar știi spui că poate la un moment dat anumite acțiuni, anumite obiective nu sunt în favoarea ta în acel moment. Și cu toate astea să te încarci cu acea convingere mm -hmm. că totul este spre binele tău. Exact. Niciodată Universul, Dumnezeu, nu să-și dorească răul ție. Nu. No. Decât dacă tu ți-l dorești. Știi, dacă tu îți dorești, el o să zic, ok, foarte bine. De înseamnă că îți place. Glumesc câteodată și Ategoric. în sensul ăsta, dar ideea este să înțelegem că nu e pedeapsă care vine de undeva, ci este rezultatul la tot ceea ce am făcut noi până acum. Ideea este că dacă vrei să ai rezultate diferite, atunci acțiunea trebuie să fie diferită. Asta, asta e un lucru important. Dacă vrei să ai rezultate diferite, trebuie să ai și acțiuni diferite. Exact. Și atunci schimbă stilul de viață. Vezi ce înseamnă a schimba stilul de viață? Cu ce viteză, cu ce ritm îți poți schimba stilul de viață? Și nu știu, a schimba stilul de viață poate să însemne să stai cu adevărat cu copiii tăi 10 minute în fiecare zi, dar fă acolo, fără televizor, fără telefon, fără nimic, să stai 10 minute cu ei. Și asta este deja o schimbare. Dar o schimbare care trebuie făcută constant, da, pentru că e o rețetă care n-ai folosit-o până acum. Încearcă pe asta. Cu siguranță. Să te, te întreb pe tine, Raico, ce, ce ți-a adus ție acum, în finalul discuției, ce ți-a adus ție 2022? Uh, în primul rând mi-a adus chiar foarte multă bucurie, pot să spun. Odată este programul și al nostru comun pe care l-am făcut și Chiar am pus tot sufletul să-l să facem și să aducem un plus valoare oamenilor când e vorba de somn, care, acum, dacă citești ultimile studii, somnul este extrem, extrem de important. Calitatea somnului este extrem de importantă pentru calitatea sănătății noastre pe parcursul zilei. Așa, mi-a dus faptul că. Am reușit să ne întoarcem în sala și să țin cursuri în sală cu oameni și impactul este formidabil întotdeauna. Nu renunț la online, da, dar acum avem acest mix hibrid. Da, nu fac hibridul în sensul că ce fac în sala transmit direct, ci odată online, odată în sală. Această întoarcere în sală în aceste condiții este chiar formidabilă și e bucuria pentru fiecare că putem să ne strângem mâna, să ne vedem, să socializăm, nu doar online, ci să socializăm la un ceai, la o cafea, la uh, chestia asta și planuri pentru viitor. 2022 a dus uh, idei noi, da, idei noi, uh, identificare unor necesități noi, nu știu, o formă de trezire, să spun așa, astfel încât 2023 se anunță destul de dinamic în tot ceea ce îmi propun să realizez. Programe noi, produse noi și așa mai departe. Așa că a fost un 2022 chiar super. Sănătate, familia ok, totul este foarte, foarte ok. Chiar a fost un an nu știu, excelent. Eu îi spun excelent, știi? Cu toate că oamenii o să zică, da, dar am fost în pandemie, am fost în aia, am fost în aia. Ok, a făcut parte din viața noastră. Ne-a scos din zona de confort ca să învățăm lucruri noi. Și eu cred că toată acea perioadă cât am fost nevoiți să stăm acasă, a fost o binecuvântare pentru toți. Și cu siguranță. Apropo de, de încheiere, care ar fi gândul tău pentru cei care ne urmăresc acum? O, să încheie anul acesta cu listuța aia și să se felicite pentru tot ceea ce au făcut, da? Pentru toți pași mici, să identifice acele lucruri care le iau uh, de agata, ca să înțeleagă că nu sunt de agata, și să-și planifice un an 2023 pe care să-și-l realizeze. Adică le doresc chiar să, să realizeze tot ceea ce își planifică da? Și eu spun în zecit cu 100 că se poate. Excelent. Mulțumesc foarte mult, Raico, pentru toată această discuție. Sunt curios cum ați găsit-o și voi acum la trecerea din trei ani sau când ai descoperit acest podcast, cum găsești tot ceea ce noi am pregătit pentru tine în acest an și sunt foarte curios ce ți-a adus podcastul Restartex în anul 2022 și dacă vrei să ne scrii care ar fi acele lucruri pe care ți le-ai dori să le afli de la noi? Răspunsuri, poate, la întrebări, la curiozități în anul 2023. Sunt Alexandru Ilie și îți doresc să fii în primul rând sănătos, să fii fericit, să, simți, să, te simți iubit și, bineînțeles, să iubești mai mult în anul 2023. Mulțumesc încă o dată, Raico! Mulțumesc, Alex! Timp, Timp. flexibilitate, direcție.